Noi locuri de muncă sunt puse la dispoziția celor interesați. Începând de astăzi, 70 de locuri sunt vacante, iar șomerii și persoanele interesate pot consulta mai multe oferte la sediile agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă din Mehedinți. De la începutul anului, numărul celor care au beneficiat de asistență din partea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă din Mehedinți a fost într-o continuă creștere. În ceea ce privește ofertele de serviciu, există un număr de 141 de locuri de muncă vacante. Șomerii pot consulta aceste oferte la sediile Agențiilor Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă din Mehedinți. Administrator de imobile 1, ajutor de bucătar 6, ajutor de ospătar 2, bucătar șef 1, bucătar 5, barman 5, consilier juridic 1 loc, cameristă 2 locuri, confecțion îmbrăcăminte 4, dulgher 6, dispatcher 5, electrician 1 loc, femeie de serviciu 9, fierar betonist 3, finisor interioare 5, gestionar depozit 1, instalator sanitar 4, lucrător pe autocompactor 1, mașinist ifronist 1, muncitor necalificat pentru sudură 2 locuri, muncitor necalificat pentru vopsitorie 3, muncitor necalificat în construcții 6, muncitor necalificat pentru alte domenii de activitate 7, ospătar 18, recepționer 4, recepționer distribuitor 5, supraveghetor hotel 1, șofer 10 locuri, stivuitorist 1 loc, spălător auto 2, stablator 3, tubulator naval 1, zidar 7, tâmplar universal 1, vânzător 2 și 5 locuri pentru cei care au calificarea de vopsitor industrial. În următoarea perioadă se vor pregăti 4 cursuri de formare profesională care se adresează șomerilor înregistrați la AJOFM. Cursurile se vor desfășura la cerința operatorilor economici care au nevoie de personal pentru afacerile pe care le coordonează. De asemenea, pregătim în această perioadă 5 cursuri de formare profesională, cursuri care se adresează șomerilor înregistrați în evidențele noastre, indemnizați sau neindemnizați. Facem înscrieri pentru femeie de serviciu 2, îngrijitor spații verzi 2 cursuri, femeie de serviciu 2 cursuri și un curs pentru agricultor, culturi vegetale și creșterea animalelor. Vrem să începem aceste 5 cursuri cât mai repede posibil, pentru ca după aceea să putem organiza înscrieri, să putem face înscrieri și pentru alte meserii pentru care există cerere de forță de muncă din partea agenților economici. Șomerii, dar și toți mehedințenii interesați, sunt așteptați la sediul Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă din județul nostru.